Thank you.
Pacea Domnului, bine ați venit și în seara aceasta la rugăciune, la închinare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem sănătoși, nu prea suntem bucuroși, nu că vremea afară încă, zicem noi că e primăvară, dar încă e frig, dar cred că și alții auzeam că se bucură că este încă frig, încă sezon de drumeție, încă este sezon de schi, dar pe noi nu ne încălzește treaba asta. Da, am vrea să fie mai cald, dar o să vină și vremuri mai calde și vremuri mai bune, o să vină, zicem noi că trecem așa printr-o perioadă mai grea acum, dar e perioada grea pe pământ de când a intrat păcatul în lume, nu-i așa? Da, așteptăm să fie vremuri și mai grele, nu și mai bune. Da, dar Dumnezeu e mai mare și e mai mare decât toate nevoile, decât toate ispitele, decât toate necazurile noastre. Și dacă ne punem încrederea în El, vom fi biruitori împreună cu El. Citeam un gând dintr-un paragraf astăzi, și anume că toate aceste încercări, toate aceste crize, toate aceste probleme pe care le avem în viața noastră, sunt ocazii de a simți nevoia noastră după Domnul nostru Iisus Hristos, care este ca un prieten alături de noi și vrea să ne ajute să biruim, vrea să ne ajute să ne dezvoltăm răbdarea, să ne dezvoltăm încrederea, credința în El și Domnul să facă să fie într-adevăr așa, să ne crească credința. Când este soare, când este vreme bună, nu prea sunt condiții de dezvoltare a credinței noastre, nu? Da, așa că ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu și pentru lucrurile mai puțin bune prin care trecem, pentru că sunt ocazii de dezvoltare. Sigur, noi nu dorim lucruri negative, nu dorim încercări, nu dorim crize, nu dorim lipsuri, da. Dar dacă Dumnezeu este cu noi, avem tot ce ne trebuie, nu-i așa? Mă gândeam așa la o idee în introducere, pentru că noi când vorbim despre lucrurile credinței, despre doctrină, despre scripturile, toate lucrurile care sunt, toate lucrurile acestea sunt încadrate într-un anumit sistem. Și fiecare grupare religioasă are sistemul ei de gândire. Noi ne mirăm de ce unii și alții gândesc într-un anumit punct altfel decât noi. Și ne mirăm cum de nu înțeleg ei lucrurile ca noi în punctul acela, nu? Ei, explicația stă în faptul că ei au un sistem de gândire. Nu este un detaliu care să gândească la el și să zică e așa sau nu e așa. Toate lucrurile sunt încadrate într-un sistem de gândire. Noi avem un sistem de gândire, altă biserică are un alt sistem de gândire și fiecare grupare religioasă zice că sistemul lui de gândire este bun. Mai mult, zice că este biblic și fiecare zice că sistemul lui de gândire este biblic. Și îți demonstrează cu Biblia că are dreptate. Dar la un moment dat îți demonstrează, trebuie să fie și logic sistem, că e vorba de un raționament, e vorba de un sistem de gândire, trebuie să fie logic. Îți demonstrează că este și logic. Și atunci cum să găsești? E greu să găsești care e adevăratul sistem de gândire când fiecare îți demonstrează că este biblic, fiecare îți demonstrează că este logic. Și noi facem același lucru. Sistemul nostru de gândire este biblic, este bazat pe Biblie. Și este și logic, pentru că rațiunea ne spune că toate lucrurile sunt așezate într-un mod sistematic, într-un mod frumos, care, ca un edificiu de la temelie până la acoperiș, este un sistem biblic și este un sistem logic de gândire. Dar fiecare spune așa. Cum să descoperim care este adevărul? Ei, aici știți ce mai trebuie? Mai trebuie iluminarea sau inspirația Duhului Sfânt, Cel care a scris, care a inspirat cuvântul, ca să ne conducă și la înțelegerea cuvântului scris sau la înțelegerea unui anumit sistem, unui sistem de gândire, a unui sistem de valori, a unui sistem de doctrine și așa mai departe. V-am mai spus și altă dată, probabil în altă formă, că hai să zic, nu vorbesc despre alții, să vorbesc despre mine, pentru că și în cadrul fiecărei grupări religioase, nu,
aproape poți să zici că nu sunt doi care gândesc la fel. Fiecare cu sistemul lui de gândire în cadrul unui sistem general de gândire. Da? Și am văzut la mine, și dacă se potrivește și la dumneavoastră, dacă se potrivește și la altcineva care ne ascultă, să luăm aminte la cuvântul acesta, la mesajul acesta din seara aceasta. M-am văzut atras, că eu spuneam că drumul către ceruri are două șanțuri, ca orice drum, fiecare drum are două șanțuri. Drumul către ceruri, dacă ne-l imaginăm, are două șanțuri, dreptatea și dragostea. Indicat este să nu mergem prin șanțuri, ci să mergem pe drumul drept. Dar din punct de vedere spiritual, este tendința să mergem ori pe un șanț, ori pe celălalt. Tendința mea, și dacă este și tendința noastră asta, haideți să vedem care este realitatea și să ne corectăm. Tendința este ca să facem din problema păcatului, din problema ascultării, din problema legii, singurul lucru principal din toată viața de credință. Da. Și atunci sistemul, dacă neglijăm partea cealaltă, atunci sistemul nostru de gândire este cam dezechilibrat. Și trebuie să ne echilibrăm. Adică să avem un sistem, care să corespundă unor criterii obiective de interpretare a Scripturii și de interpretare a voinței lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este El însuși și dragoste și dreptate. De aceea și caracterul nostru trebuie să fie cele două laturi și în viața noastră trebuie să urmărim aceleași laturi. Adică grija de a fi sfânt, preocuparea de a nu păcătui, nu? Că aici este problema. Și cealaltă, preocuparea de a iubi, preocuparea de a avea dragostea lui Dumnezeu în noi, pentru că creștinismul prin asta se caracterizează la un moment dat prin bunătate, prin facere de bine și dacă e vorba să aducem aminte și de ce spunea Domnul Hristos, apoi lucrurile ni se par prea, prea exagerate cumva, să iubim pe vrăjmașii noștri. Este adevărat că la un moment dat ne trezim că suntem preocupați mai mult decât de a iubi și de a învăța să iubim, suntem mai mult preocupați de a birui păcatul. Ei, lucrul acesta nu trebuie să tragă nici într-o parte, nici în cealaltă, ci să mergem cu amândouă vâslele înainte, să zicem așa. În seara aceasta, textul este din Ezechiel 36 cu 26. Și textul acesta încearcă să echilibreze sistemul nostru de gândire cumva. Știți ce spune aici? Ezechiel 36 cu 26. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Despre ce vorbește textul acesta? Vorbește despre o schimbare. Și noi de multe ori vorbim despre schimbare, despre transformare, despre o inimă nouă, despre o fire nouă, despre o viață nouă, despre omul cel nou. Da? Ce schimbare? Despre ce schimbare vorbim? Sau despre ce schimbare e vorba când Domnul Hristos, Dumnezeu spune lucrul acesta? Că atunci când ne referim la schimbare, probabil că sunt multe, multe lucruri la care să ne gândim că trebuie schimbate în viața noastră, nu? Multe. Dar trebuie să găsim acel lucru esențial al schimbării. Pentru că putem să referim la multe, multe, multe și până la urmă să nu fie nimic. Trebuie să ajungem la esența lucrurilor. Știți că se făcea apel la ilustrația aceea cu trenul. Te-ai urcat în tren? Poți să fii îmbrăcat într-un fel sau în alt fel, poți să te speli, să te bărbărești sau să nu te bărbărești, nu contează. Dacă ai urcat în trenul greșit și dacă mergi în direcția greșită. Esențial este direcția. Celelalte lucruri
Se adaugă, dar important este direcția. Suntem în direcția cea bună? Și pentru că am observat lucrul acesta, de multe ori vorbim despre schimbare, despre transformare, dar care e esența? Ce trebuie să se schimbe? Ce spune textul? Inimă de piatră și Dumnezeu vrea să avem o inimă de carne. Ce mai spune versetul? Versetul spune că eu voi face lucrul acesta. Dacă noi înțelegem că aceasta este schimbarea care trebuie să o facem, nu putem să zicem, hai, de acum ne hotărâm, hai să ne schimbăm. Vom reuși ceva. Prin voința noastră, prin educația, vom reuși ceva. Dar zice Dumnezeu, eu voi scoate din trupul vostru inima de... și eu vă voi da o inimă de carne. Este o operație pe cord. E un transplant. Se scoate inima cea rea și se pune inima cea bună. Ce înseamnă o inimă de piatră? Ce înseamnă o inimă de carne? Când Moise a mers la Faraon, să spună ce zice Dumnezeu. Dumnezeu îți spune, Jehova, lasă pe poporul meu să plece. Și zice că Faraon avea o inimă împietrită și nu voia să-l las. Ce înseamnă asta? O inimă împietrită. Înseamnă neascultare de Dumnezeu, nu? A fost plaga întâi, plaga a doua, plaga a treia, până la noua, la plaga a zecea a fost atât de cruntă încât se aștepta ca în sfârșit inima lui de piatră să se sfarme și să zic, hai, și așa a fost. Hai, duceți-vă! Dar în timp ce se duceau, iar, hai să mergem după ei. Ce înseamnă o inimă de piatră? Neascultare de Dumnezeu. Ce mai înseamnă inimă de piatră? Belșațar, dacă citim în versetul Daniel 5 cu 20, e un verset în care parcă pune punctul pe i acolo. Belșațar a făcut un ospăț, așa cum știm povestirea, a profanat vasele sfinte de la Ierusalim și în timpul petrecerii, în timpul dezmățului, apare inima, mâna aceea pe zid și scrie ceva pentru el, vine Daniel, îi explică, da? Și la un moment dat, în capitolul 5, cu versetul 20, zice, de fapt aici Daniel povestește despre bunicul lui, despre Nebucadnețar este vorba aici. Când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. E vorba de Nebucadnețar. Daniel îi povestește lui Belșațar despre situația lui Nebucadnețar. Ce înseamnă duh împietrit, inimă împietrită, inimă îngânfată, zice, până la mândrie. Inima de piatră e mândrie? Inima de piatră, mândrie, mândrie. Notați lista. 3. Domnul Hristos spune un împărat, o parabolă. Un împărat a vrut să se socotească cu robii săi și i-a chemat la să dea socoteală. Și unul avea o datorie mare, mare de tot, pe care nu putea să o plătească. N-avea cum. Era mult prea mare. Și împăratului i s-a făcut milă de el. Ce fel de inimă avea împăratul? O inimă de piatră? Nu, avea o inimă în care era dragoste, în care era milă. I s-a făcut milă de el. Împăratul avea o inimă de carne. Și l-a iertat de toată datoria. Dar omul acesta care era iertat, plin de bucurie, plin de mulțumire, nu știu, nu mai rețin dacă scrie acolo că i-a spus vreun mulțumesc împăratului. Dar oricum a plecat. Ce fel de inimă o fi avut el când întâlnindu-se cu un tovarăș de-al lui, cu un tovarăș de muncă, care avea o datorie mult mai mică față de el și nu l-a iertat. L-a aruncat în închisoare să-i plătească datoria. Ce fel de inimă avea omul ăsta? O inimă de piatră, o inimă de piatră.
O altă parabolă. Un om se cobora de la Ierusalim la Erihon. Și pe drum l-au întâlnit niște tâlhari, l-au lovit, l-au rănit, i-au luat tot ce a avut și l-au lăsat rănit acolo la marginea drumului. Și a trecut pe acolo un preot, s-a uitat la el și a trecut mai departe. Ce fel de inimă avea? De piatră sau de carne? După aceea a trecut și un levit, s-a uitat la el, a zis el ceva în inima lui, a zis ceva în mintea lui, dar rezultatul a fost că a plecat și el mai departe. Ce fel de inimă avea levitul? Și a trecut și un samaritean. Și samariteanul s-a plecat, n-a putut să treacă mai departe. S-a uitat la el, a văzut că este rănit. Avea și el afacerea lui cu care mergea. Avea treabă unde se ducea. Poate se grăbea, poate un glas i-a spus în inima lui: hai că te grăbești, ce stai? Da, dar nu poți să-l las pe omul acesta. Așa că totdeauna în inima noastră, în mintea noastră, sunt două voci care una ne îndeamnă să facem ceva, cealaltă nu, altceva. Important de care glas ascultăm până la urmă. Și el a ascultat de glasul acesta, că lasă, nu poți să-l lași pe omul ăsta. S-a plecat, a avut grijă de el, s-a îngrijit cu tot ce trebuie. Ce fel de inimă avea samaritean? Am mai notat eu aici 10 leproși au venit, s-au întâlnit cu Domnul Hristos. Și Domnul Hristos, care avea o inimă nu de piatră, nu, i-a vindecat. Și mergând ei pe drum și-au dat seama că sunt vindecați. Unul din ei s-a întors să mulțumească și ceilalți 9 s-au dus în treaba lor. Acum, să zic așa, că ai o inimă de piatră în care n-ai recunoștință, în care din firea ta nu-ți vine cuvântul ăla mulțumesc. Nu ești înclinat când primești un bine din partea cuiva să spui mulțumesc, să fii recunoscător. Dar când îl vezi pe omul ăsta că se duce înapoi: omule, unde te duci? Păi mă duc să mulțumesc, domnule. Hai și noi. Nu. Nici măcar puterea unui exemplu nu este în stare să sfarme o inimă de piatră. Care e diferența dintre inimă de piatră și inimă de carne? Veți spune că sunt multe diferențe, nu? Dar de fapt e una singură. E una singură, aia e esența din care izvorăsc toate celelalte. E mândria, este egoismul. Din mândria noastră și din egoismul nostru n-o să izvorască niciodată smerenie, milă, dragoste. Doamne, ce fel de inimă avem noi? Am venit acum înaintea Ta să ne cercetăm și Tu ne cercetezi în seara aceasta. Ne mai cercetăm noi și altă dată cât de sfinți suntem, cât de păcătoși, dacă am biruit nu știu ce păcate. Da? E bună cercetarea, foarte bună. Dar hai să ne cercetăm și inima noastră. Câtă capacitate de a iubi, câtă capacitate de a face fapte bune, câtă capacitate are inima noastră de a se smeri. Câtă capacitate are inima noastră când privește pe celălalt să nu-l privească de sus în jos, ci îl privească de jos în sus. Așa spune Biblia, fiecare să privească pe celălalt mai presus decât el însuși. Ce se întâmplă că atunci când vorbim unul cu altul, căutăm să ne apărăm dreptatea? Eu am dreptate, tu n-ai dreptate. Ce se întâmplă că nu prea știm să ne smerim? Ce se întâmplă că nu prea știm să iubim? Haideți să învățăm și să iubim. Să învățăm să fim sfinți, să învățăm să ne ferim de păcat, dar să învățăm și să iubim. Să învățăm și să ne smerim. Spune un paragraf așa: chiar dacă inima oamenilor poate fi tot atât de tare precum pământul bătătorit de lângă drum și ca stânca, și chiar dacă ni se pare că a le vorbi despre Mântuitorul ar însemna un efort inutil,
Totuși, acolo unde raționamentele logice nu reușesc să impresioneze, iar argumentele nu au nicio putere de a convinge, iubirea lui Hristos, dezvăluită printr-o lucrare de slujire personală, este capabilă să înmoaie inima de piatră, așa încât semințele adevărului se poată prinde rădăcini în ea. Parabolele Domnului Hristos, pagina 57. Când ne uităm în jurul nostru, vedem oameni care nu primesc cuvântul lui Dumnezeu, nu este așa? O, ce inimă împietrită are! Semințele cuvântului nu intră, nu pot să prinde rădăcină. Pe ceilalți îi observă mai repede. Atenție, ce anume poate să zdrobească inima de piatră? Și anume ce? Iubirea lui Hristos dezvăluită printr-o lucrare personală de slujire. Iubirea este capabilă să sfarme o inimă de piatră. Știți cum era în povestea aceea că vântul, ploaia, frigul s-au luat la întrecere care să smulgă cojocul ciobănașului. Și cu cât bătea vântul mai tare, cu atât ciobănașul strângea mai bine cojocelul. Cu cât era frigul mai tare, aprig, nu reușea nici ploaia, nimic. Dar zice, soarele, eu am să câștig concursul ăsta. Când soarele a apărut și căldura soarelui l-a încălzit, atunci el singur a aruncat cojocul. Da, dragostea este cel care sfarmă inimile de piatră. Și acum despre noi înșine, este un îndemn foarte frumos. Nu fi descurajat când inima ți se pare împietrită. Ne cercetăm și constatăm, da, domnule, am o inimă de piatră. Văd pe cineva în nevoie și parcă nu simt mila aceea și parcă nu-s creștin dacă n-am milă, dar nu simt milă, ce să fac? Zice, nu ajunge la descurajare. Nu fi descurajat. Orice piedică, orice încercare, orice vrăjmaș lăuntric sau exterior sporește și mai mult nevoia ta de Hristos. Dacă ai simțit o nevoie, dacă ai simțit că inima ta este așa într-un fel, este ocazia să simți nevoia de Hristos. El a venit să îndepărteze inima de piatră și să-ți dea o inimă de carne. De aceea a venit El, Hristos, pe pământ. Ia auziți, El a venit de aceea. Să ne schimbe inima noastră de piatră, să ne dea o inimă de carne. Cere de la El harul deosebit de a birui slăbiciunile tale particulare. Când ești asaltat de ispite, împotrivește-te cu tărie pornirilor tale și zi sufletului tău, cum să dezonorez eu pe Mântuitorul meu? Dar până să ajungem la descurajare că inima noastră este de piatră, eu cred că mai este. Am ajuns la descurajarea asta? Încă n-am ajuns. Bine ar fi să ajungem, dar nu descurajați, ci nemulțumiți sau, cum să zic, îndurerați, să simțim nevoia, că dacă nu simțim nevoia, nu ne putem ruga. Nici o rugăciune nu poate fi fierbinte și stăruitoare înaintea lui Dumnezeu dacă nu simți cu adevărat nevoia pe care o ai. Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a ilumina înțelegerea întunecată, de a sensibiliza inima egoistă de piatră, de a-l supune pe nelegiuitul răzvrătit și de a-l salva de influențele corupătoare ale lumii. Lucrarea Duhului Sfânt. Spuneam de un anumit sistem de gândire. Poate să fie biblic, poate să fie și logic. Și când compari între ele, nu știi ce să faci, ce să alegi. Dar, zice, lucrarea Duhului Sfânt este aceea care convinge. Convinge și inima, convinge și mintea, este aceea care luminează mintea. Domnul Hristos spunea, rugăciunea lui era, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, străpunge inima celui păcătos. Ce schimbare trebuie să se producă în noi? De la iubire de sine la iubire altruistă. Sunt cele două trenuri care merg în direcții opuse. Iubirea de sine, iubirea altruistă. Sunt direcții cu totul opuse. Este ușoară sau este grea schimbarea?
Ieremia 13:23 ne va spune că este imposibilă. Ieremia 13:23, îl știți pe de rost. Poate un etiopian să-și schimbe pielea neagră, să o facă albă. Dar niciun european nu poate să fie din alb-negru. Nimeni nu-și poate schimba pielea și niciun pardos să-și schimbe petele. Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul. Ce spune versetul ăsta? E ușoară? Sau e grea schimbarea? Nu, este imposibil. De aceea spune Domnul Hristos, Dumnezeu în versetul de la început, eu voi lua din trupul, eu fac operația aceasta. Păi dacă El o face, și îi spunem, Doamne, hai să spunem în seara aceasta lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai promis lucrul ăsta, de ce nu o faci? Fă-o odată! Care va fi răspunsul Lui? Aș face-o. Nici nu știți voi cu cât mi-aș dori să o fac mai repede în inima fiecăruia dintre voi, dar după cum un medic nu operează pe nimeni în mod obligatoriu, niciun medic nu prinde pacientul și îl pune forțat pe masa de operație, stai să te operez. Până nu zice pacientul, da, domnule doctor, vreau să mă operez. Doctorul, medicul nu va face nicio operație. Numai că Dumnezeu a mai făcut ceva. Nu numai că este gata să facă operația aceasta, dar a făcut ceva pentru noi. Și anume, s-a lăsat El pe masa de operații. S-a așezat El de bunăvoie pe masa de operații. S-a lăsat lovit, s-a lăsat batjocorit, s-a lăsat străpuns. În loc să fim noi aceia loviți, batjocoriți, plătind vina noastră, a făcut-o El pentru noi. Privind la lupta Lui, privind la agonia Lui, privind la durerile fizice și sufletești pe care le-a suportat, știți ce speră Domnul Hristos? Ca să ni se zdrobească inima noastră de piatră, să simțim dragostea Lui și în felul acesta să avem și noi o inimă de carne. El speră ca iubirea cu care ne-a iubit să străpungă inima noastră de piatră. Poate ne spune fiecare dintre noi în seara aceasta, eu v-am arătat tot ce se putea. Am jertfit tot ce se putea, nu puteam să jertfesc mai mult. Am coborât atât de jos încât nu se putea să cobor mai jos. Privind toate acestea, El așteaptă. Zice, bucuria Lui va fi o sămânță de urmași, spune Isaia 53. Este mișcată inima noastră de ce a făcut Domnul Hristos pentru noi? Până nu ne vom așeza de bunăvoie pe masa Lui de operație, Dumnezeu nu face această operație. Știți cum s-a așezat Isaac pe altar? Când a auzit Isaac că el este mielul de jertfă, putea să se revolte, lasă-mă, pleacă de aici, cum nu se poate așa ceva? Deci s-a așezat de bunăvoie pe altar, l-a ajutat pe Abraham să lege și a acceptat să fie adus ca jertfă. Da, să zicem Domnului în seara aceasta, Doamne, scoate și din trupul nostru inima de piatră și pune inima de carne. O inimă simțitoare, o inimă care este recunoscătoare pentru binecuvântările lui Dumnezeu. O inimă care să simtă milă și dragoste pentru cei din jurul nostru. Am să termin cu imaginea, sau cu, nu este parabolă, ci este un eveniment din viața Domnului Hristos, când tânărul bogat vine la Domnul Hristos și spune, Doamne, ce să fac ca să fiu mântuit, ca să moștenesc viața veșnică. Primul lucru ce îi spune Domnul Hristos, păzește poruncile. Încearcă să fii sfânt. Să biruiești orice păcat. Da. Nu se poate fără asta. Adică n-are cum
un creștin fără să asculte de voia lui Dumnezeu să fie transformat și să primească răsplătirile pe care Dumnezeu le are pregătite pentru el. Însă, un al doilea lucru pe care îi spune Domnul Hristos ce este, vinde tot ce ai și dă-ți săracilor. Cu alte cuvinte, învață și să iubești, învață să trăiești un creștinism practic și mergi cu aceste lucruri împreună, în viața de zi cu zi. Dar mai spune ceva. Apoi vino și urmează-mă. Deci ce frumos se completează tabloul acesta. Vedeți? Și drumul către cer cu cele două șanțuri. Păzește poruncile, doi, iubește pe seminii tăi și vino și urmează-mă, pentru că aici este cheia, aici este puterea care îți trebuie ca să păzești poruncile și puterea care îți trebuie ca să iubești și să ai o inimă de carne și nu o inimă de piatră. În Ioan 17:9, ultimul text pe care îl mai citesc, îmi place și l-am reținut de foarte multă vreme textul acesta. Eu mă sfințesc pentru ei, mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Haideți să mergem mai departe puțin. Da, dacă găsești textul care spune eu mă sfințesc pentru ei, că eu, cred că după ce spune sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este cât? 19, am scris 9 greșit, da. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, dar Domnul Hristos spune eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Eu mă sfințesc pentru Domnul Hristos nu era sfânt. Eu mă sfințesc pentru ei. Eu văd aici două sensuri ale sfințirii. Și anume, putem să ne sfințim pentru noi. Eu pot să mă sfințesc pentru mine. Adică cum? Păi vreau să fiu sfânt. De ce? Ca să fiu eu sfânt. Și să mă prezint înaintea lui Dumnezeu ca un om care merită ceva, nu? Sau pot să mă sfințesc pentru alții? Ce înseamnă eu mă sfințesc pentru ei? Ce vrea Domnul Hristos să spună? Cum se sfințea Domnul Hristos pentru ucenici, pentru cei nevoiești și așa mai departe? Slujind. Există un sens altruist al slujirii. Există un sens egoist al slujirii, eu mă sfințesc pentru mine. Da? Dar Domnul Hristos ne recomandă acest sens altruist al slujirii. Eu mă sfințesc pentru ei și noi. Să ne sfințim pentru El și pentru cei din jurul nostru. Pentru că sfințirea nu înseamnă numai a fi curat și fără păcat, ci sfințirea înseamnă și consacrare pentru slujire. Da, sfințirea poate să aibă un sens egoist, dar trebuie să aibă un sens altruist. Domnul să ne ajute la lucrarea aceasta și să avem totdeauna ochii ațintiți către El, pentru că doar privind la Domnul Hristos noi putem să fim schimbați și sfinți și curați și fără prihană, dar și cu o inimă de carne, o inimă care știe să iubească. Amin? Amin. Doamne, ia Tu viața mea, vindește-mă. Soare sfânt, o lumină pe pământ, o lumină pe pământ. Doamne, ia-mi Tu inima sfânt, să lași păstul din ea. Glas de rugă, fă din ea.
So